Sau tu și bine v-am găsit. În acest clip o să arăt eu cum putem să importăm fișiere Source Filmmaker în Blender. Source Filmmaker, probabil asta s-a auzit, este un program în care poți să animezi, e făcut de Valve, doar că uneori ești prea limitat. Așa că cel mai bine e să importi tot ce ai tu în Source Filmmaker în Blender. Eu o să vă arăt eu de unde puteți să downloadați caracterele speciale. Site-ul se numește Source Filmmaker Lab, pe scurt SFM Lab. Așa, și aici putem să descărcăm orice vrem noi. Eu am intrat pe site-ul ăsta și am dat un skin de pe Fortnite. Stai un pic să văd dacă mai pot să-l găsesc. Da, este fix chestia asta. Pur și simplu am intrat pe EU Download, s-a downloadat, l-am arhivat pe desktop. Magnific. Bun. Eu deja am dezarhivat totul, dar voi șterge ca să încep de la început. Aici avem materialele și aici avem modelarea. În materiale sunt o grămadă de texturi, fiecare pentru fiecare parte a corpului. Păr, ochi, corp, cap. Și la modele este pur și simplu modelarea noastră, dar toate sunt în formatul MDL. Și MDL nu este suportat de Blender, așa că va trebui să-l convertim. În descriere v-am dat câteva linkuri pe care trebuie să le descărcați voi. Crowbar, VTF Edit și mai încă unul prin care putem să importăm fișierele care le vom exporta din Crowbar. Pare complicat, dar nu este chiar așa. Începem prima oară cu Crowbar ca să dezarhivăm obiectul. Îl vom converti, mergem la Decompile, selectăm fișierul nostru, intrăm la Models, clic, 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 până găsim Scale Ranger MDL. Bun. Și aici faceți-vă un fișier. Eu voi face un fișier numit Fortnite. Așa. La browse aici, la al doilea link, puneți unde ați spus voi că vreți să se dezarhiveze fișierele. Eu mi-l pun pe desktop, pe Fortnite. Perfect. Și un lucru care mi l-am dorit eu foarte mult este ca fiecare fișier pe care îl dezarhivez să aibă propriul lui fișier. Faceți chestia asta și dați de compilat. Magnific. Dacă vă apropie chestia asta, înseamnă că e gata. Și dacă ne uităm atent în fișierul Fortnite, putem să observăm că, să am pic înapoi, avem mai multe fișiere. Fișierul pe care pe voi vă interesează este fișierul .qc. QC combină toate fișierele SMD pe care le ai tu în calculator. Bun. Acum avem caracterul dezarhivat. Acum trebuie să dezarhivăm materialele, că materialele sunt într-un format care nu este citibil pe Blender. Adică ce format e? VTM și VTF. VTM și VTF nu sunt citibile pe Blender. Pur și simplu dai click pe ceva, nu contează la nimereală, că vom dezarhiva întreg fișierul, nu trebuie să fie cine știe ce. Mergeți la Tools, la Convert Folder, la Input, căutați-vă materialele și mergeți la Scale Ranger și apăsați OK. La Output eu voi pune fișierul Fortnite. Fix în folderul ăsta vreau să dezarhiveze tot ce vreau eu despre Fortnite. Nu vreau să se dezarhiveze tot mai VTF, vreau să se dezarhiveze ca format JPG. Uneori probabil îți va trebui PNG sau TGA, dar mie îmi place foarte mult să folosesc JPG. Apăsăm convertire și așteptăm ca tot să fie convertit. Când va apare că bara este full, apăsați Close, Close și ca să vă asigurați că tot este corect, uitați-vă dacă aveți materialele. Așa. Aici este corpul, normal map-ul, cred că ăsta este părul, normal map la păr și capul. Magnific. Acum că avem chestiile astea făcute, trebuie să mai facem ceva. Trebuie să intrăm în Blender. Chestia e că nu merge în Blender 2.8 încă. Pentru că totul s-a schimbat de când a apărut noua interfață și toate add-on-urile trebuie refăcute. Și văd că Steam nu s-a chinuit să refacă acel add-on. Așa că folosesc 2.79. Pe
cum să vă zic eu, pe la descriere, veți observa că v-am mai dat încă un link. Pur și simplu intrați acolo, dezarhivați, nu dezarhivați-l, downloadați-l și încercați să căutați fișierul. Eu mă duce pe install addon from file. Eu l-am pe aici, pe la download. Se numește Blender Source Tools. Ocupă foarte puțin, 75 de kilobiți. Install addon from file. Și dacă nu vă apare aici, pur și simplu scrieți de mână Blender Source Tools, bifați-l și apăsați Save User Settings. Magnific! Și acum suntem pregătiți pentru a putea importa fișierele noastre de Fortnite. Mergem la Import, mergeți la Source Engine, căutați-vă fișierul, eu intru la Fortnite, Skullranger.qc, Import, și acum aștept ca totul se importeze. Va dura un pic, că este un fișier destul de complicat. După cum putem observa, fișierul nostru este dezarhivat și avem și un mic schelet, dar scheletul este foarte stricat. Uite, o să vă fac o demonstrație. Intru pe pose mode și vreau să mișc chestia asta. Nu funcționează cum trebuie scheletul ăsta. Bun. Așa că voi putea să șterg scheletul ăsta dacă e nevoie. Nu. Mai bine fac în felul următor. Selectez scheletul, asigurați-vă că fiecare fiecare sferă este bifată, apăsați M și puneți-l pe un alt layer. Eu voi pune pe layer 2. Bun, aici este caracterul nostru de Fortnite. Bun, bun, bun. Acum va trebui să îi dăm fiecare textură care are nevoie. Selectez caracterul și vom începe să atribuim materiale. Să vedem unde trebuie să mergem. Un nou material. Bun. Cred că mai bine intru pe Node Editor. Node Editor. Unde ești tu? De ce nu apare fiecare lucru? Ciudat. De ce nu apare, nu apare? Mă enervează că nu apare. Văd că aici sunt niște materiale, dar văd că nu apar. Oare de ce? Trebuie să mă informez de ce nu funcționează materialul. O fi din cauza că... gata, am găsit. Am găsit, dar cred că nu mai am nevoie de Node Editor. Să vedem. Părul este aici. Ba da, cred că am nevoie de Node Editor înapoi. Nu știu de ce m-am gândit că nu e nevoie. Dar mi-ar plăcea să știu unde este materialul. Gata. L-am găsit. Am selectat părul prima oară. Voi șterge acest nod. Îl voi înlocui cu un Prismable Base Shader. Așa. Legăm aici. Ce vom face noi este să legăm o textură. Aș putea apăsa Ctrl-T, dar nu. Nu mă lasă. Atunci bag eu singur de la mine. Texture. Image Texture. Așa. Îl băgăm aici și căutăm fișierul care avem noi nevoie. Intrăm la Fortnite și căutăm păr D. Așa. Da. Să mă gândesc. Probabil ne va trebui și normal map-ul, așa că Shift D. Vreau să fie non-color data. Așa. Vreau normal map, așa, conectăm color cu asta, normal cu normal, așa, și caut N, așa. Acum hai să vedem ce s-a întâmplat aici, să vedem dacă a funcționat.
De ce nu se vede nicio diferență? Mă întreb de ce. Așa. Din câte se pare, a funcționat. Nu știu de ce în viewport nu se vede, dar aici se vede. Nu prea mă interesează așa de tare, așa că mă întorc înapoi și mă... Voi face același lucru pentru toate chestiile astea. Pentru cap, din nou. Dacă era, mergea pe Blender 2.8 era și mai ușor, că asta era deja băgată. Image texture. Haide, conectează-te. Fortnite. Ce am ales eu? Am uitat. Cred că am ales head. Da. Control D. Nu, Control D, Shift D. Non-color data. No fisher. Head normals. Normal map. Așa. Hai că le fac pe toate și după aceea mă gândesc dacă a funcționat totul. Uneori s-ar putea să apară niște erori, dar de cele mai multe ori nu. Dar nu strică niciodată să verifici dacă ai făcut bine. Image texture. Ce am ales eu acum? Ok. Ok. Fortnite. Ce nu s-a dezactivat? Ok. Shift D. Cred că de ochi o să mă ocup mai târziu. Că văd că nu s-a dezactivat ochii. Dar o să las astea texturile deja pregătite, în care doar trebuie să le importez. Non-color data. Așa. Și body. Așa. Principal base shader. Probabil într-un alt videoclip o să vă arăt cum puteți să refaceți scheletul, că scheletul, cum v-am arătat, este foarte groaznic. Nu funcționează cum trebuie scheletul. Am ales parcă body. Da. Încă o dată un Shift D. Non-color data. Și în ce caz să fac eu non-color data? Că un normal map nu are nevoie de așa ceva. Nu se ia valorile din culoare. Image. Își ia valoare din altceva, dar nu mai țin minte ce. Ce ne-am făcut? Aoleu, nu-i miște ce era. Normal. Vorbeam și am uitat că fac o prostie pe aici. Body, normal. Acum totul ar trebui să fie cum trebuie. Oh, perfect! Da, îmi place și ochii cum sunt, dar aș vrea să aibă textură. Așa că mă întorc înapoi. Și văd ce naiba s-a întâmplat, că nu mi-a scos materialul pentru ochi. Ice. Perfect. Ice. Convert. Convert. Bun. Haideți, spunem că a funcționat acum. N-a mers. N-au mers ochii. Asta e. N-am ce face. Am schimbat pe material că mă enervează că nu funcționează cum trebuie. Dar din câte văd, ochii merg. Dar de ce am aici o textură pentru ochi? Dacă aș șterge. Oh, op, hopa. Dacă aș șterge. Hopa, se pare că Ice era degeaba. Mă întrebam de ce nu funcționa. Din câte văd, normal map-ul funcționează cum trebuie. Nu apare nicio problemă. Magnific, magnific, super, super. Cât avem noi aici? 14 minute. Hai să folosim scheletul ăsta care este groaznic. Stai că vreau să vă arăt. A, las. Scheletul groaznic îl mutăm cu M la layer 1.
Și să zicem că vreau să se aplece un pic caracterul meu. Pause. Oasele sunt extrem de prost făcute și din cauza asta nu prea vă recomand să folosiți chestiile astea, că nu merg cum trebuie. Așa. Osul ăsta n-ar strica să-l mut un picuț. Opa, ce s-a întâmplat aici? Nu funcționează cum trebuie? Sau ce naiba? Aia, lasă. Asta este un mod perfect de a termina videoclipul ăsta. Așa. Vreau să pun camera în direcția asta. Cameras. Align view. Sper să pot să mai fac mai multe videoclipuri. Aproape că am terminat cu sesiune. Așa. N-a stricat să avem un pic de lumină. Stai un pic, că trebuie să ies din camera asta nenorocită. Fac un plane. Îl pun deasupra. Stai că s-a dus cum nu vreau eu. Un cub extrem de mare. Îmi place cum se vede scheletul pe aici. Așa de stricat este scheletul că se vede extrem de ușor. Perfect. Camera. Randare. Opa. Am uitat că eu n-am lumină. Am creat plane-ul, dar am uitat să-i dau materialul de emisie. Emission shader. F12. Ah, magnific, 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 dar ce s-a întâmplat cu pose shader-ul? Ce s-a întâmplat cu pose-ul? De ce s-a resetat totul? Așa. Ce tâmpenii fac eu? Emisia să fie 3 mai bine. Okidoki. Să se randeze. Oh, scheletul e așa de prost încât s-a resetat după ce am făcut o mică randare. Aleo. Lasă baltă. Lasă așa cum este. Oricum, am cam terminat pentru ziua de azi. Dacă v-a plăcut acest lucru, uitați-vă like, subscribe și poate mi share. La revedere!